Marile evenimente în poporul lui Dumnezeu au fost provocate de un singur verset al inspirației, o singură idee al cărei timp a sosit. Să rememorăm acum câteva, în pragul următorului moment istoric ce va veni. Este adevărat că totdeauna când ne-am aflat la o intersecție importantă în istoria sacră, leitmotivul a fost o singură idee dintr-un singur verset biblic. Și asta a produs totdeauna deranj și nemulțumire în poporul lui Dumnezeu. Nu este posibil, spuneau reprezentanții poporului lor și al nostru, sau oricărui popor, nu este posibil să începi o așa radicală răsturnare de situație în teologia bisericii sau în practica unui popor, bazat pe o singură idee, pe un singur verset. Nu! Cuvântul lui Dumnezeu, instrucțiunile lui Moise sau spiritul profetic trebuie luat în ansamblul lui ca să obții o viziune globală asupra adevărului prezent. Nu se poate să scoți de acolo un verset și uneori și rupt din context și să faci din el o teologie cu care să dai peste cap întreg poporul și să produci zarvă și dezbinare. Nu se poate așa ceva. Nu este acceptabil așa ceva. Asta este fanatism. Asta a fost totdeauna opinia când s-a întâmplat așa. Iar noi constatăm, și despre asta o să vorbim astăzi, că în decursul istoriei, totdeauna când am fost la o astfel de intersecție majoră, totdeauna ideea principală care a motivat mișcarea respectivă, care a produs șoc în biserică, a provenit dintr-o idee, dintr-un singur verset sau pasaj. Sau, mă rog, asemănătoare. Dar ideea a fost una. Și vreau să exemplific prin câteva ca să înțelegem cum a funcționat în trecut. După principiul că cine nu-și cunoaște istoria este condamnat să o repete. Noi vorbim pentru generația aceasta. Și vrem să-i ajutăm să înțeleagă că ce este a mai fost, spune înțeleptul. Nu este nimic scos dintr-o tolbă absolut nou-nouță. Nu, lucrurile s-au mai întâmplat la fel, pentru că în această controversă avem de face cu două entități care nu-și schimbă caracterul și principiile. Dumnezeu, neprihănirea, care nu se schimbă, și nelegiuirea, împotrivitorului Dumnezeu, care nu își schimbă principiile, că nu poate să le schimbe. Alea sunt pe care le-a folosit el întotdeauna și le vedem astăzi repetate cu un succes care ne uimește. Primul exemplu. Hai să discutăm despre cum a apărut noua biserică creștină din iudaism. A venit Hristos și împreună cu el cei 12, s-au mai adăugat și încă alți 70 și ei anunțau biserica că împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat de ei. Cam asta era declarația oficială pe care ei o făceau când ajungeau într-o localitate. Și încercau să-i ajute să înțeleagă scopul etern al lui Dumnezeu, evident, și exemplul care a venit în mijlocul lor. Dumnezeu nu numai că ne-a dat lumină cu privire la ce urmărește să facă cu noi ca popor, pentru că Dumnezeu de mult le-a spus care este intenția cu ei. Și eu m-aș lega doar de Ezechiel 36 acum. Ezechiel vorbea poporului lui. Ezechiel nu s-a dus în Egipt, în Babilon sau prin alte părți să vorbească. Poporului lui vorbea. Și Domnul spune așa. Și neamurile vor cunoaște că eu sunt Domnul când voi fi simțit în voi sub ochii lor. Pentru că voi scoate din voi inima de piatră, voi pune inima de carne, voi pune în ea Duhul meu și voi face să păziți poruncile mele. Deci aceasta era o intervenție dramatică în viața poporului concret, la nivelul ăsta fizic. O schimbare radicală. O naștere din nou, am putea spune. Și ucenicii voiau să le spună, a venit timpul pentru așa ceva, Domnul ne-a spus că vrea să facă o astfel de schimbare, că vrea să scrie legea lui în mintea și inima noastră și acum ne-a trimis un exemplar pe omul Iisus Hristos și el apelează la voi să accepta soluția. Ucenicilor nici prin cap nu le trecea că trebuie făcută o biserică nouă. Ucenicii au vrut să ajute pe poporul lui Dumnezeu din acel moment, așa cum era el sub conducerea Sinedriului, sub Irod, sub talpa aspră a Imperiului Roman. El dorea să facă din ei terebința neprihănirii și ambasadorii lui Hristos pe tot globul. Acea generație trebuia să răspundă acestei chemări. Și ei n-au vrut. N-au vrut. L-au omorât pe Hristos, au început o prigoană teribilă împotriva ucenicilor, au omorât mii de oameni,
chiar și în alte localități din afara Israelului, din diaspora, tot ca să stingă această nouă mișcare care ataca liniștea și pacea bisericii. Și au refuzat astfel invitația Domnului la nuntă, ca să spunem așa. Când, așa este important, când a renunțat Dumnezeu la poporul său ca să facă acest lucru cu ei și când a trecut la noua biserică pe care noi numim astăzi și o știm și o cunoaștem ca fiind biserica creștină. Asta s-a întâmplat în anul 34. Când, pentru a doua oară, marele preot, în numele națiunii, și-a sfâșiat hainele. Și asta se întâmpla în ședința în care ei îl judecau pe Ștefan. Da? Acolo s-a rupt. De ce s-a rupt haina? La ce idee principală și elementară marele preot s-a ridicat și a zis: stop, nu mai vreau să aud nimic, asta este blasfemie și aici ne oprim. Exact când Ștefan a rostit versetul din Isaia: Dumnezeu nu locuiește în case făcute de mâini omenești. E bun, asta este un singur verset. Un singur verset. Și acest singur verset a produs fâșierea hainelui marelui preot și el spunea prin asta, era a doua oară, că o făcuse odată la judecata lui Hristos și îi se iertase, după principiul celei de-a doua șanse. Acum, pentru a doua oară, marele preot își fâșea hainele spunând: asta este o blasfemie fără margini, noi nu acceptăm așa ceva. Ce nu accepta el? Ștefan le spunea: toată religia voastră bazată și adunată în jurul sanctuarului nu este de folos pentru poporul lui Dumnezeu, așa cum vedeți și voi foarte bine. Dumnezeu nu locuiește în această construcție, în această clădire. El dorește să locuiască în inimi de carne. Dar rămas templul acesta și în 3 zile îl voi ridica. Da, exact. Asta fusese intenția. Iar el le vorbea despre templul trupului său. Iar ei nu au vrut să accepte această realitate, că nu acea clădire este locuința lui Dumnezeu, ci că este templul inimii. Și datorită acestei realități crude, marele preot și-a sfârșit hainele și în acel moment fatidic, în anul 34, s-a terminat cu Israel ca popor al lui Dumnezeu și ca scop al lui Dumnezeu de a își realiza intențiile pe planeta Pământ. Și a trecut la acești câțiva care acceptaseră scopul etern al lui Dumnezeu. Și astfel a luat naștere biserica creștină. Deci, iată, un moment crucial, când se schimbă dramatic realitățile, totul se întâmplă pe baza unei singure idei. Și aceea a fost: Dumnezeu nu locuiește în case făcute de mâini omenești. O idee pe care ei o studiaseră teoretic de nenumărate ori. Da, clar. Ei toți fuseseră la școală, la seminar, și profesorii lor, inacceptabil să nu fi discutat Isaia, care era cel mai prețios proroc al lor după Moise. Nu? Au studiat degeaba. N-au văzut nimic în acea declarație. Și a venit timpul acelei declarații, în ce sens? Că noi spunem, a fost un proiect divin, a pus Dumnezeu date. Nu. A venit timpul acestei declarații, Dumnezeu nu locuiește în case făcute de mâini omenești, să fie înțeleasă și aplicată, pentru că venise în mijlocul lor realitatea că așa se întâmpla. Adică Dumnezeu pusese în inima unui membru al familiei omenești legea sa. Legea ta este în fundul inimii mele. Tatăl locuiește în mine. El face aceste lucrări ale lui. Venise această realitate că Dumnezeu locuiește în inimi, nu în clădiri, în ochii lor, sub ochii lor. Ăsta era timpul. Și Ștefan și-a făcut doar datoria să anunțe: eu ce vă spun este deja realitate. Nu este o dorință viitoare a lui Dumnezeu, un scop viitor. A venit, este între voi, uitați-l. Dumnezeu locuiește în el. Și de asta vindecă instantaneu, de asta nu păcătuiește. Iar ei au spus: refuzăm complet această realitate pe care voi o sugerați. Și din acel moment s-a terminat cu ei. Acum, un alt exemplu. În cazul reformațiunii, pentru că ne este drag nou subiectul ăsta și cunoscut de foarte mulți oameni. Ce s-a produs în mintea lui Luther, în frământarea asta a lui cu privire la toate nebunile care se întâmplau în biserica lui? Și cu liturgia, și cu strângerea de bani, și cu regulile și obiceiurile stabilite de concilii bisericești și nu de scriptură. Cum s-au adunat toate lucrurile astea și
Care a fost scânteia care l-a motivat să și iasă public? Pentru că ceea ce se întâmpla rău în poporul lor vedeau toți. Adică nu era doar Luther care să constate lucrurile astea. Chiar și mari cardinali și călugări recunoșteau că lucrurile nu merg bine. Aveau și ei nemulțumirile lor, dar nu îndrăzneau să se opună autorității, ca să zicem așa. Ce l-a motivat pe Luther să iasă în față? El se afla la Roma într-o vizită de pioșenie, se spune, asta din tradiție știm, dar cert este că după aceea în scrierea lui lucrurile acestea au devenit proeminente și se poate conta pe ele. Dar, bun, se spune că el, în timp ce urca în genunchii scara lui Pilat, era un ritual care aducea multă iertare celui care o făcea, dintr-o dată, în mintea lui s-a auzit o voce, cel neprihănit va trăi prin credință. Adică nu prin ce faci tu aici. El a fost așa de șocat și speriat și îngrozit de ce se întâmplă, a plecat imediat de acolo, s-a întors acasă și a apucat să studieze de ce este cu acest cel neprihănit va trăi prin credință. Și a văzut și el diferența dintre teologia lui Pavel și ce face biserica lui. Și asta l-a motivat să se ridice și apoi să scrie toate tezele prin care el contesta ce se întâmplă în poporul lui. Și asta a produs reformațiunea protestantă și scoaterea omenirii din bezna evului mediu. Asta a produs, de fapt, gestul lui. E, ceea ce a declanșat reformațiunea protestantă a fost cel neprihănit la trei prin credință. Ce înțelesese Luther acolo, practic? Privim noi astăzi în urmă. El înțelesese că Hristos se află în poziția aceasta de preot în Sfânta, de unde se administrează iertare prin credință. Și asta stătea la baza înțelegerii corecte a doctrinei neprihănirii prin credință. Că Hristos chiar opera în acest mod. Pe toți cei care aveau credință în El, El îi recunoștea copiii ai Săi. Și milioane de protestanți vor fi mântuiți datorită îndreptățirii prin credință. Nu știau nimic altceva și nici nu interesa altceva. Și Domnul nu a așezat asupra lor alte poveri. De exemplu, i-au acceptat să creadă că duminica este ziua de închinare. Deci noi vom avea în cer milioane de protestanți mântuiți prin credință, pe baza îndreptățirii prin credință, păzind duminica. Era de ajuns să înțeleagă lumina din timpul lor. Exact. Și asta au făcut. Și de asta sunt și felicitați și apreciați de martorul credincios. Filadelfia are numai cuvinte de laudă. Cu toate că practica și credea niște prăpăstii formidabile. Dar adevărul prezent pentru timpul lor, ei l-au acceptat cu bucurie. Și era acesta, cel neprihănit va trăi prin credință. Pur și simplu, în cea mai corectă formă a ei apostolică, îndreptățirea prin credință. Aceasta era lucrarea lui Hristos până în 1844. Și ei și-au făcut datoria. Deci, și în cazul acesta, pe baza unei singure declarații inspirate, a unei singure idei preluate dintr-un verset biblic. Sigur că nu venea de la Pavel, venea din Vechiul Testament, cel neprihănit va trăi prin credință. Dar Pavel a fost primul care a așezat-o în cuvinte logic și bazat pe toată Scriptura și apoi a redescoperit-o Luther. Acum, un alt caz legat de nașterea adventismului. Cum s-a născut Biserica Adventistă și care a fost ideea principală a arcului care a declanșat apariția ei. Miller a descoperit Danielul cu 14, l-a așezat în fața poporului ca fiind împlinirea unei profeții pentru timpul lor și astfel, dintr-o dată, într-un moment critic al istoriei, nebănuit și neanunțat de nimeni, dintr-o dată un verset al Bibliei, Daniel 8 cu 14, până vor trece 2300 de seri și dimineți, apoi Sfântul Locaș va fi curățit, devine adevăr prezent. El fusese și până atunci în Scriptură. Îl citiseră și teologii iudei și nu văzuseră nimic în el, pentru că nu-i sosise timpul. Hristos n-a vorbit niciodată despre Daniel 8 cu 14, deși el era împlinirea aducerii neprihănirii veșnice pe planeta Pământ. Și de asemenea, creștinii, deci primul grup al ucenicilor și apoi toți creștinii până în 1844, niciodată nu văzuseră nimic special și valoros în Daniel 8 cu 14. Și acum, dintr-o dată, se ridică cineva și spune
Prieteni, noi suntem chiar la împlinirea acestei profeții de 2300 de ani. Le arată cum a făcut el calculul, ce înțelege el prin sfârșitul acestei curățiri a sanctuarului, considerau că e venirea lui Hristos și curățirea pământului de păcat, considerând că sanctuarul este pământul. Iar o greșeală, așa cum au făcut iudeii. Ei considerau că sanctuarul e o clădire și acum sanctuarul devenise pământul. O înțelegere greșită. Dar Dumnezeu a onorat efortul lor de a pune pe tapet acest verset. De ce venise timpul, ne întrebăm noi? De ce atunci și nu altă dată l-a redescoperit cineva? De ce Duhul Sfânt a influențat și i-a deschis ochii lui William Miller să se aplece asupra studiului acesta ca să ajungă și la concluzia că este important Daniel 8:14? Pentru că în cer se întâmplase ceva. În acel an, Hristos a trecut de la faza de lucrării lui din Sfânta, de mijlocitor prin credință, oamenii erau acceptați prin credință, pe baza îndreptățirii prin credință, la lucrarea lui din Sfânta Sfintelor, unde a început curățirea sanctuarului cu cei morți în Hristos. Sigur, i-am întâlnit mai târziu lucrul ăsta, dar momentul venise, evenimentul s-a întâmplat în cer și cineva pe pământ i-a văzut valoare și a făcut-o publică. Așa au funcționat lucrurile. William Miller nu s-a apucat să adune din comentarii, din Biblie, capitole, declarații oficiale și așa mai departe. El a spus, eu am descoperit Daniel 8:14 și eu cred că este ceva valoros în acest verset. A venit împlinirea lui. Dacă îl acceptați, bine. Dacă nu, la fel de bine. Și biserica a strigat cu milioane de voci, nu este o prostie. Cum poți să faci o teologie și să produci atâta zarvă în biserică cu un singur verset? Nu, nu este acceptabil, nu se poate. Nu, așa e corect. Nu e cinstit așa. Un verset să producă o astfel de mișcare. Nu se poate. Iar noi constatăm astăzi că se poate și noi apreciem și îi lăudăm pe pionierii adventiști că au avut curajul să se prindă de această manieră absolut reprobabilă pentru ochii teologilor din vremea lor. Cum ați găsit un verset și faceți din el centrul Bibliei? Și astăzi le mulțumim pentru că au făcut așa. Și acum venim la adevărul prezent al timpului nostru. De asemenea, un singur verset creează și produce interes pentru cauza lui Dumnezeu din timpul nostru. Și poporul nostru reacționează exact la fel cum a reacționat teologii și conducătorii bisericii din toate aceste perioade de timp. Și când s-a format Biserica Adventistă, și când s-a format protestantismul, și când s-a format creștinismul. Nu este posibil să vă agățați așa de un singur verset și să scoateți voi din asta o mare și grozavă teologie. Istoria ne învață că totdeauna la aceste mari intersecții un singur verset a fost ideea care a propulsat interesul pentru studiu și pentru înțelegere al acelei generații și a acelor oameni puțini din generația respectivă care au văzut lumină și frumusețe în descoperirea unor adevăruri proaspete din Scriptură legate de un singur verset. Care este următorul eveniment major al profeției? Unii propun că este decretul duminical. Alții spun că este venirea lui Iisus pe nori. Alții propun transumanismul și singularitatea. Alții spun pur și simplu să ne vedem de viață. Niciuna din toate acestea, după părerea mea. Nici revenirea lui Hristos nu este evenimentul major care urmează să se întâmple. Nici decretul duminical nu este evenimentul major care urmează să se întâmple. Oamenii de știință din adventism propun că asta este soluția, singularitatea, da? Transumanismul, să evoluăm rasa umană pe baza tehnologiei. Nu, nici asta nu este important și nu se va întâmpla. Și în niciun caz nu au dreptate cei care spun trăiți-vă viața liniștit și vedeți-vă de treabă. Nu, există un eveniment major care urmează să se întâmple, iar noi credem că acesta este nunta mielului sau marea zi a ispășirii pentru cei vii. Trecerea lui Hristos de la ștergerea păcatelor celor morți, care a început în 1844, la generația în viață. Pentru că noi credem și am înțeles acest lucru că fără rezolvarea problemelor într-o generație în viață, nu există încheierea marii controverse. Adică oamenii vor continua să moară, unii cu credință în Hristos, alții fără niciun fel de credință,
și istoria poate continua la nesfârșit. Iar aceste 2000 de ani care s-au scurs de la exemplul pe care Dumnezeu l-a adus în fața omenirii sunt mărturie puternică în direcția aceasta. Ca până nu înțelegeți că cu o generație în viață Dumnezeu trebuie să treacă la ștergerea păcatelor, nu se va întâmpla nimic pe planeta Pământ. Și iată rezultatul. Suntem la 2000 și ceva de ani după demonstrație și Dumnezeu nu a reușit să facă ceea ce își propusese să facă. Acum, această mare zi a ispășirii trebuie neapărat să producă un eveniment major pe care noi îl numim maturizarea miresei lui Hristos. Adică când există concepția că Dumnezeu dorește să facă în generația ta o lucrare excepțională, care nu a fost făcută niciodată în trecut, și că aceasta va pune punct controversei dintre Hristos și Satana, și va încheia nebunia de pe planeta Pământ și va aduce neprihănirea veșnică în univers, atunci imediat înțelegi responsabilitatea ta și accepți să participi la această nuntă și devii automat prin această credință, prin această hotărâre și decizie, o parte a miresei lui Hristos. Și acum întrebarea noastră este ce susține și sprijină formarea miresei lui Hristos și clarificarea conceptelor care produc o decizie în sufletul acestor oameni. Asta e întrebarea noastră. Cine să știa, domne, cum se spune? De unde au apărut? Cum se vor forma ei? Sunt niște elite de tip spiritual care au forță formidabilă și au un comportament ireproșabil față de lege și nu mai greșesc în niciun fel și sunt plini de dragoste și plini de respect față de ceilalți. Nu există așa ceva, nu se vede așa ceva aici. Nu vor apărea așa. Vor fi oameni hotărâți și convinși pe baza unor adevăruri pe care Dumnezeu le-a pus cu mii de ani înainte în Scriptură. Și noi astăzi le vedem valoarea, frumusețea și influența asupra acestui mic grup de oameni. Vor declanșa în ei decizii pe care alte generații nu le-au luat. Și eu spun că generația prezentă care se pregătește pentru acceptarea că Dumnezeu dorește să facă o nouă omenire în mijlocul acestei vechi omeniri, are o temelie și un stâlp central. Și vreau să punctez precis, bazat pe ideile respective și pe versetele respective și pe declarațiile din Spiritul Profetic, în ce constă stâlpul central și temelia acestei noi mirese a lui Hristos care se formează astăzi sub ochii omenirii. Primul este Ezechiel 36:23. Aceasta, ca să spun eu, este cheia de bază a întregii înțelegeri despre cum se va încheia marea controversă. Nu? Și neamurile vor cunoaște că eu sunt Domnul, pe care l-ați batjocorit până acum, când voi fi sfințit în voi sub ochii lor. Deci Dumnezeu dorește să facă o demonstrație, ne spune Ezechiel aici, sub ochii întregii omeniri, despre cum vindecă El pe oamenii bolnavi de păcat. Am să vă arăt printr-un grup de oameni, prin mireasa lui Hristos, ce vreau să fac cu voi toți. Nu este special pentru ei intervenția asta a mea, este pentru voi toți, locuitorii planetei Pământ. Și vi așez în față ca să nu existe dubii. Vreau să vedeți cu ochii voștri ceea ce am vrut și am demonstrat prin Hristos. Acum, peste tot pe glob, din orice neam, seminție, limbă și popor. Și Dumnezeu va face această demonstrație sub ochii oamenilor. Deci, Ezechiel 36:23 este un element al stâlpului central despre care vorbeam. Și celălalt este Apocalips 19:6. Da? A venit în nunta mielului, soția lui s-a pregătit. Aceste două versete, după părerea mea, sunt stâlpul central al credinței miresei lui Hristos. Și acum câteva declarații așezate la temelia acestei credințe, bazată pe această unitate dintre Ezechiel 36 și Apocalips 19. A venit în nunta mielului, soția lui s-a pregătit. Adică ceea ce anunța Ezechiel că va fi o lucrare în viitor, Apocalipsa lui Ioan spune, am văzut nunta mielului, mireasa s-a pregătit. Deci a avut loc apariția acestui popor, spune Ioan, despre ce a declarat Ezechiel. Și această unitate dintre acestea două au declanșat în cuvintele, scrierile copiilor lui Dumnezeu din generațiile ulterioare, timpul nostru, Sora White, pionierii adventiști și apoi ceilalți care au urmat după ei până în ziua noastră,
declarații și înțelegeri fundamentale despre această excepțională realizare a lui Dumnezeu în mijlocul omenirii. O nouă rasă umană, oameni părtași de natura divină. În primul rând este declarația din Hristos Lumina 1161. Scopul etern al lui Dumnezeu a fost să locuiască în fiecare ființă creată, de la Serafimul Luminos și Sfânt până la om. Deci, dânsa ne explică că ceea ce îi propune Domnului Ezechiel, că va face cu poporul său, nu este un plan de urgență pentru planeta Pământ, așa inventat repede, că am intrat într-o încurcătură și cum scoatem, cum rezolvăm problema. Nu, este scopul său etern. Din veșnicii Dumnezeu așa a creat Universul. Ființe ca niște temple în care locuiește sistemul de operare divin. Și prin această metodă Dumnezeu oferă nemurirea lui unora care nu o au nativ. Deci, aceasta este prima declarație de la temelia înțelegerii corecte care va pune mireasa pe picioare. Apoi este declarația din Revion Herald 31 decembrie 1872. O citesc integral. În Hristos erau unite omenescul și divinul. Misiunea lui a fost să împace pe Dumnezeu cu omul și pe om cu Dumnezeu. De ce să-l împace? Pentru că s-au despărțit în Eden. De asta trebuie împăcat omul cu Dumnezeu. Omul n-a fost creat despărțit de Dumnezeu, în ceartă cu Dumnezeu. Nu, a fost creat unit cu Dumnezeu, în pace cu Dumnezeu. Adam și Eva erau omenescul unit cu divinul. Dar ei au ales minciuna lui Satana, despărțiți-vă că ajungeți zei, și s-au despărțit de Dumnezeu. Lucrarea lui a fost să unească finitul cu infinitul. Aceasta este singura cale prin care oamenii puteau fi înălțați prin meritele sângelui lui Hristos spre a fi părtași de natură divină. Deci dacă nu se realiza în Hristos, nu exista nicio șansă ca omenirea să fie convinsă să vină la nuntă și să devină oameni părtași de natură divină. Apoi, următoarea este în Divina Vindecare 180, în original. Hristos a venit să ne facă părtași de natură divină și viața lui declară că omenescul, unit cu divinul, nu comite păcat. O altă formidabilă platformă. Vreți să trăiți fără păcat? Că vă aud vorbind permanent pe voi, adventiștii, că Dumnezeu așteaptă de la noi să ascultăm de legea lui. Voi sunteți poporul legii. Asta e soluția. Omenescul unit cu divinul nu comite păcat. Nu aveți altă cale. Și s-a demonstrat asta mai bine de 150 de ani. V-ați tot căsnit pe calea asta, educație, cultură, exercitarea voinței, efortul omenesc. Și nu ați reușit. Voi toți recunoașteți că nu ați ajuns să trăiți fără păcat. Cum sunteți un popor al legii dacă voi nu ascultați de lege? Mi se pare foarte interesant că aceste versete au în comun faptul că Hristos face aceste schimbări în noi. Nu noi, faptă cu faptă, da. Încercăm așa de-a lungul vieții până când la sfârșit cumva ajungem fără păcat. Și nu numai noi am încercat așa pas cu pas, biruință după biruință. Poporul evreu a încercat treaba asta mii de ani. N-au reușit nimic. Și ultimul, din semnele timpului 8 martie 1899, Fiul omului este deplin calificat să fie începătorul unei omeniri care se va uni cu divinitatea prin părtășie de natură divină. Toate aceste declarații de la temelia credinței noastre de astăzi și acest stâlp central, Ezechiel 36, Apocalips 19, sunt lucrurile care vor convinge pe unii din acest popor să accepte această soluție formidabilă a lui Dumnezeu de a ne uni cu divinitatea prin părtășie de natură divină și astfel să poată așeza în fața oamenilor ceea ce a promis în Ezechiel și până acum n-a făcut. Asta produce maturizarea miresei lui Hristos. Și exact în acest moment crucial al existenței noastre ne aflăm astăzi ca generație umană și ca popor al lui Dumnezeu. Acest popor a fost chemat pentru realizarea nunții mielului. Ca o demonstrație în fața oamenilor, iată ce vreau să fac cu voi. Iar noi am întors spatele acestui destin înalt, am format o biserică și am ajuns exact unde au ajuns toate bisericile. Și acum deplângem fragmentarea din creștinism și facem toate eforturile să ne unim cu toți ceilalți din nou, să fim o singură biserică, așa cum am fost în Evul Mediu. Aceeași nebunie. Nu e aceasta soluția. Niciun fel de unitate nu va convinge omenirea că Hristos este împăratul împăraților și Domnul domnilor. Decât mireasa lui Hristos, prin care se produce ispășirea finală,
Și astfel Hristos poate să dezbrace hainele de mare preot și să îmbrace hainele de împărat al împăraților și de domn al domnilor. Toate aceste dovezi, pe care le numim temelie și stâlp central pentru crearea acestei noi rase umane, erau acolo, consemnate în istorie. De ce nu au fost văzute și apreciate până acum? Și eu mă întreb, cum este posibil să treacă atât amar de timp și urmașii declarației lui Hristos, poporul său, Biserica Creștină, să nu vadă aceste excepționale dovezi că Dumnezeu trebuie să facă ceva cu totul deosebit ca să vindece planeta Pământ? De ce n-au văzut Ezechiel 36 până acum? N-am nicio explicație. De ce n-au văzut Apocalipsa 19 până acum? Biserica Adventistă se numește, se intitulează și se laudă în această direcție, că noi suntem poporul care apreciază profeția, Daniel și Apocalips. Cum este posibil să nu vadă Apocalips 19? Acesta este vârful de gamă în toată această paletă profetică pe care noi am apreciat-o și am îndrăgit-o. Am discutat detaliat despre toate detaliile Apocalipsei. Nu vedem 19 cu 6. Pur și simplu nu-l vedem. Este transparent. Când îl citim, dintr-o dată se așează o măhramă peste ochii noștri. De ce poporul iudeu n-a înțeles Ezechiel 36? Oameni buni, asta vreau să fac cu voi. Nu merge nimic din ce încercați voi. Și interesant că Dumnezeu a trimis în fiecare generație oameni care să atragă atenția asupra acestor lucruri. Și nu au vrut să asculte. Asta se întâmplă astăzi. De aceea am ajuns aici. Pentru că ani de zile poporul nostru nu a luat în serios chestiunile grave și importante ale încheierii marii controverse, fiind în stadiul acesta al copilăriei în care interesul personal este mântuirea. Dacă eu sunt salvat, dacă eu sunt mântuit, nu contează ce face Dumnezeu, în ce încurcături este, care e situația în marea controversă între el și satana, nu e treaba mea asta, știe el. Dumnezeul nostru e mare și bun, le rezolvă el pe toate, nici nu trebuie să mă amestec eu acolo. Și oamenii, căutându-și mântuirea personală, nu au înțeles un lucru. Că ei pot fi mântuiți personal, dar marea controversă nu se va încheia în veci dacă nu înțelegem principiile în joc și nu luăm o decizie de partea lui Dumnezeu public ca omenirea să înțeleagă cine este la cârma planetei Pământ și care este soluția de ieșire din criză. Nu observi în societate, la televiziune în general, sunt frământări și discuții, dezbateri, talk show-uri permanent. Găsirea soluțiilor pentru lucrurile care nu merg bine în țara asta sau pe planeta Pământ. Tot felul de legi. Vine un guvern, schimbă radical legile. Vine următorul după el, iar le schimbă, că nici alea n-au fost bune. Punem conducătorii, niște oameni extraordinari și peste 3 luni spunem că sunt, declarăm și constatăm că sunt corupți și trebuie să-i dăm jos, trebuie să-i băgăm în pușcărie. Și an de an se repetă generație după generație această tragedie și nu vede nimeni. Tot încearcă, tot se zbat să caute soluții, idei, păreri, de ce se întâmplă așa, cum să le rezolvăm. Și nicio rezolvare. Acum, mai nou, generațiile tinere sunt momite cu promisiunile tehnologiei moderne. Asta va rezolva problemele noastre. Deci prin cap nu le trece ce încurcături serioase vor aduce tehnologia și ce probleme de sănătate și de minte sănătoasă până la urmă. Pentru că omenirea își va pierde mintea foarte curând. Cu toată tehnologia asta. Este o zbatere inutilă încercând să rezolve problemele omenirii cu metode omenești. Și Domnul spune, în veci nu veți reuși așa ceva. Soluția mea este singura soluție care vă poate scoate din această confuzie generalizată în care vă zbateți. Dar voi vă mulțumiți să vă trăiți amărâta viață, că la final o să fiți mântuiți. Și de aceea nu vreți să vă angajați în înțelegerea acestor lucruri, în aprecierea lor și într-o decizie care să-i permită lui Dumnezeu să facă cu voi această operațiune de schimbare a inimii. Și cel mai trist este că în tot acest timp Dumnezeu este în boxa acuzaților și fix biserica care ar trebui să-L cunoască și să-L înțeleagă este prima care îl acuză. Exact. Da. Și acuzăm nu numai caracterul lui impecabil, acuzăm și metodele lui prin care El vrea să rezolve problemele noastre, care țin tot de caracterul lui. Pentru că El spune, am o soluție foarte simplă, elegantă și nedureroasă. Ca să vă scot din groapa păcatului și să vă așez în noua omenire a lui Hristos. Și noi spunem, nu e posibil așa ceva, ce e asta? Misticism,
Hocus pocus, ce e asta? Nu, noi vrem să evoluăm așa, treptat, să acceptăm învățătură după învățătură, să lăsăm obiceiurile vechi unul după altul. Eu le spun că asta este evoluționism și că niciodată nu a ajuns omenirea la ceva bun pe calea asta. Ne-am obișnuit cu ideile lui Satana de secole. Da, exact. Caracterul nu se schimbă prin modificarea comportamentului. Noi suntem toți sub legea păcatului și a morții. Și ea se preface că devine evlavioasă și pioasă. Dar la timpul potrivit ne arată ea că ea e stăpână acolo, nu suntem noi stăpânii. Noi suntem sub legea păcatului și a morții și Dumnezeu spune: până nu primiți legea Duhului de viață, nu veți putea să faceți nimic. Puteți să vă căzniți cât vreți, puteți să vă schimbați comportamentul cât vreți, puteți să vă angajați o echipă întreagă de psihologi care să vă ajute să ieșiți din nebunia asta a comportamentului neacceptabil. Nu veți reuși niciodată nimic. Pentru că aceasta este legea păcatului și a morții. Voi trăiți sub Icabod, s-a dus slava și până când nu se întoarce slava, nu veți reuși niciodată să faceți nimic bun pe planeta asta. Totul va fi spre prăbușirea și pierzarea voastră. Noi am acceptat cu bucurie temelia și stâlpul central. De aceea o și comunicăm oamenilor. Este eficientă, simplă, precis exprimată, care nu produce niciun fel de dubii sau încurcături. Și onorăm pe toți cei care în toate părțile globului o descoperă și o primesc cu bucurie. Din marile metropole ale lumii până la cele mai neașteptate cătune de prin Tellerman sau de prin Suceava. Peste tot sunt oameni care descoperă această solie, o studiază, o acceptă, o primesc cu bucurie, acolo fiecare la locul lui. Și asta produce o extraordinară tulburare în acest popor și oamenii se ridică cu o furie teribilă împotriva ideii că din mijlocul lor Dumnezeu ridică astăzi o nouă rasă umană, oameni părtași de natură divină.